Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre cinstirea Duminicii. Invitatul nostru este Părintele Ion Armaș, protopop al protoieriei Sector 4 Capitală și paroh al Bisericii Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan din București. Bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet, Preacucenice Părinte Protopop! Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație! Suntem o societate secularizată, dar nu într-atâta măsură în care să nu uităm de Dumnezeu, de sărbători. Suntem majoritate creștini declarați, mai cu seamă ortodoxi. Și întrebarea ar fi, Preacucenice Părinte Protopop, cum se regăsește sărbătoarea creștină, indiferent că vorbim de duminică sau de altă sărbătoare, în mentalul sau în socialul nostru de zi cu zi? Din cele mai vechi timpuri, românii și-au organizat viața lor socială, după anotimpuri și după sărbătorile religioase. Până în zilele noastre, în special Paștele și Crăciunul, dar și alte mari sărbători ale creștinătății, au constituit repere importante după care oamenii se conduc în viața de zi cu zi, fie că înseamnă organizarea familiei, și mă refer în special la concediu, nu? Peste vară sau de Crăciun, așa când aceste sărbători coincid și cu vacanțele copiilor, fie ceea ce înseamnă pregătirea lor spirituală, pentru că măcar de sărbătorile mari, de Crăciun, de Paște, de Adormirea Maicii Domnului, oamenii se gândesc mai mult la suflet, se gândesc că trebuie să pregătească și din punct de vedere spiritual, așa cum o fac și din punct de vedere fizic sau material, și trebuie să-și pregătească și sufletele pentru întâlnirea cu Hristos. Se spovedesc, se împărtășesc. Pe lângă aceste mari sărbători, duminica reprezintă un alt moment important din săptămână și apoi din lună, atunci când oamenii uită pentru câteva ore de treburile zilnice, de această alergare după valori materiale și se gândesc și la suflet, se gândesc și la confortul lor spiritual, nu numai la cel material. De aceea, duminica reprezintă acea zi din săptămână când turăm mai puțin motoarele, ca să numesc așa, lăsăm mai ușor această alergare, această nevoință a noastră după cele materiale, după cele trupești, și ne gândim mai mult la suflet. Ne odihnim din punct de vedere fizic, dar nu rămânem într-o odihnă perpetuă, ci ne gândim mai mult la suflet și îi dăm și sufletului ceea ce are nevoie. Rugăciune, comuniune cu Dumnezeu, cu Sfinții, și cerem, măcar duminica, dacă în celelalte zile din săptămână o facem mai puțin, ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru ca și în săptămâna ce urmează să avem ceea ce ne este necesar, atât din punct de vedere trupesc, cât și din punct de vedere sufletesc. Și au pierdut cumva sărbătorile noastre creștine în urma experienței celor 40 de ani de comunism, în fine, din sacralitatea lor? Stăm oare atât de rău sau atât de prost ca, nu neapărat ca participare, cât ca simțire, știu nu, eu. Nu, nu cred că stăm așa de prost sau nu cred că stăm atât de rău încât să ne punem cu adevărat probleme. În sensul că nici chiar înainte de 89, chiar dacă s-a spus permanent că am fost oropsiți și pe bună parte așa este de cele spirituale, totuși oamenii mergeau la biserică. Măcar la marile sărbători, dacă nu și duminica. Mi-aduc aminte, copil fiind undeva într-un sat din Vâlcea, când mergeam duminica de duminică la biserică. Țin minte că, într-adevăr, de marile sărbători erau anumite probleme, în sensul că, de exemplu, a doua zi de Paște trebuia să mergi la școală. Nu se punea problema să spui la școală Hristos a înviat sau să ciocnești ouă, dar totuși nimeni nu ne oprea ca să mergem la Denii, de exemplu, să mergem duminica la biserică. Era perioada în care sâmbătă mergeam la școală, totuși ne amintim lucrul acesta. După 1989, după decembrie 89, într-adevăr a fost o emulație deosebită din punct de vedere spiritual și din punct de vedere spiritual și în primul rând datorată acelor tineri și mai puțin tineri care au primit evenimentele respective cu rugăciunea Tatăl nostru. Ne aducem aminte că oamenii stăteau în genunchi în piața universității
chiar sub gloanțe, chiar sub amenințarea bătăilor și spuneau rugăciunea Tatăl nostru. Erau foarte mulți tineri care mergeau la biserică și îl redescopereau pe Hristos. Putem spune că această emulație în timp, în ultimii 25 de ani, ușor, ușor, a mai scăzut din intensitate. Dar cu toate acestea, bisericile noastre sunt pline, mai ales duminica și la marile sărbători. Asta înseamnă că această creștere duhovnicească, în primul rând, în cei 25 de ani, își simte prezența. Poate că nu la aceeași intensitate, dar totuși copiii care au început să facă religie după anii 90 sunt creștinii de astăzi, sunt părinții creștinilor de mâine și nădăjduim noi că această participare la Sfintele Slujbe, această cinstire a sărbătorilor, va fi în continuare la o intensitate, sigur, ne dorim să fie din ce în ce mai mare. Suntem conștienți că totuși, chiar dacă bisericile noastre sunt pline, ele însele ne fiind foarte mari, totuși, din numărul total al creștinilor botezați, procentajul este destul de mic. Avem nădejdea totuși că ceilalți care nu pot să vină la biserică, își fac rugăciunile acasă, se închină acasă, își fac din casa lor o biserică, și ascultând Sfintele Slujbe, inclusiv la televiziunea Trinitas, măcar gândul și-l trimit spre Dumnezeu, se roagă lui Dumnezeu, îi cer binecuvântarea sa, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-au primit în zilele respective, în săptămâna respectivă, și promit lui Dumnezeu că măcar la următoarea slujbă, următoarea duminică, vor merge la Sfânta Biserică, pentru că este foarte importantă rugăciunea particulară pe care fiecare dintre noi o să vârșim acasă, în casa noastră, în fața unei icoane, dar este foarte importantă comuniunea pe care o avem cu ceilalți credincioși și harul lui Dumnezeu pe care îl primim la Sfânta Liturghie și prin Sfintele Taine. Vorbiți, de fapt, despre trezirea unei conștiințe publice duminicale sau liturgice. Da, există și un astfel de segment de credincioși. Nu trebuie să ignorăm nici pe aceia care bună oară participă la Taina Sfântului Maslu. Și în ultimii ani sunt din ce în ce mai mulți credincioși ai noștri, fie vineri seara, zi prin excelență în care se vârșește Taina Sfântului Maslu, sau miercuri seara, sau în alte zile în care foarte mulți dintre credincioșii noștri merg la biserică, la care se adaugă parastasele de sâmbătă, când iarăși foarte mulți credincioși vin să-și amintească și să spună o rugăciune pentru cei răposați din neamurile lor. Dar, într-adevăr, există un segment de credincioși care participă la biserică, în special duminica. Nu exclusiv, dar în special duminica. Și vorbesc în primul rând de tineri care peste săptămână sunt fie la școală, fie la serviciu și pot să ajungă mai greu la Sfintele Slujbe, dar și-au pus acest reper ca măcar duminica să vină la biserică, să-i mulțumească lui Dumnezeu și să se roage, să fie împreună cu toți ceilalți credincioși la cina Domnului. Preacucenice, Părinte Protopop, aș vrea dacă se poate acum să ne îndreptăm atenția către semnificațiile teologice ale cinstirii duminicii, ziua Domnului, așa cum avem noi denumită. Și aș vrea dori să vă întreb despre o obiecție care este adusă la adresa noastră a creștinilor, care spune că cinstind duminica am stricat sabatul din Vechiul Testament, lucru pe care Mântuitorul Iisus Hristos însuși nu și l-ar fi dorit. Așa este? Trebuie neapărat făcute câteva precizări. În primul rând, nu s-a vorbit despre sabat ca zi de odihnă, de sâmbătă, ca ziua de odihnă, până la ieșirea evreilor din robia egipteană. Și găsim lucrul acesta chiar în Cartea Ieșire, Pentateucul lui Moise, unde se vorbește de un legământ pe care Dumnezeu îl face cu poporul ales, cu poporul evreu, după ieșirea din robia egipteană, ca pe o izbăvire din acel neam, amintirea acelei izbăviri, acelei minuni pe care Dumnezeu o face, și ca o eliberare de păcate a poporului evreu. Se face cu acest prilej referire la referatul Genezei, unde se vorbește că Dumnezeu, după ce a făcut lumea în cele șase zile, în a șaptea zi s-a odihnit. Sigur că nu e vorba de o odihnă fizică în sensul pe care îl avem noi astăzi. Și găsim acest lucru ilustrat foarte bine la Părintele Stăniloae, unde vorbește de acea așa numită odihnă, în sensul că Dumnezeu s-a oprit din acest proces al genezei, al facerii, pentru că nu există o facere, o creare continuă. În acest sens vorbește de o anumită odihnă a lui Dumnezeu. Sigur că, într-adevăr, Hristos a spus de mai multe ori că n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Dar vorbim de un legământ nou pe care Dumnezeu îl face, de data aceasta cu toți oamenii, numai cu un singur popor.
Și acest legământ nou trebuia încheiat sub o formă văzută, iar această formă văzută este răstignirea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că, de data aceasta, Hristos răscumpără pe toți oamenii prin jertfa sa de pe cruce și ne dă nou, un nou semn, acela al duminicii, al cinstirii duminicii. Pentru că Hristos a înviat duminica, pentru că Hristos s-a arătat femeilor mironosițe duminica cu acea frumoasă salutare pascală, bucurați-vă. Hristos, de asemenea, s-a arătat ucenicilor săi, acolo unde erau închiși de frica iudeilor, le-a dat harul său cel dumnezeiesc, le-a dat Duhul Sfânt, într-o primă formă, și a instituit taina preoției. Hristos, duminica, a mers cu Luca și cu Cleopa în Emaus. Hristos, tot duminica, i-a încredințat încă o dată pe apostoli, de data aceasta și Toma fiind împreună cu ei, de faptul că a înviat cu adevărat. Hristos se ridică la ceruri și trimite în zi de duminică, în ziua cinzecimii, pe Duhul Sfânt care să facă în continuare, să actualizeze jertfa Mântuitorului Iisus Hristos și să fie permanent cu apostolii ca Duh al lui Dumnezeu și ca mânghietor. Iată câte toate temeiuri. Aceste referințe și temeiuri pe care le-ați enumerat au mențiunea de a opta zi sau ziua cea din tâi a săptămânii. Ziua cea din tâi a săptămânii pe care o vedem ca și ziua Domnului, mai târziu, în Apocalipsa Sfântului Ioan, Evanghelistul, unde se vorbește de ziua opta ca zi a Domnului. Asta înseamnă, Preacucenice Părinte, că deja la câțiva ani după înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos la cer și cinzecime, creștinii aveau deja această conștiință a duminicii. A spune chiar imediat, după învierea Mântuitorului Iisus Hristos, ucenicii au început să țină duminica ca și zi închinată lui Dumnezeu. Vedeți, nu întâmplător apostolii erau în același loc, în acea zi, și cu Toma și fără Toma. Cu siguranță n-au stat o săptămână închiși acolo, numai ca să vadă ce se întâmple. Ci amintirea momentului învierii Mântuitorului Iisus Hristos și împărtășirea din acest moment ca și cină a Domnului a fost din perioada apostolică. Ne aducem aminte și găsim lucrul acesta în epistolele pauline, cum Pavel propovăduia duminica și la cina Domnului, pentru că împlineau astfel cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos la cina cea de taină, care spunea, aceasta să o faceți într-un pomenirea mea. Sigur că apostolii mergeau în sabat, în zi de sâmbătă, acolo unde erau evrei adunați la rugăciune, ca să propovăduiască, să evangelizeze. Să vă întreb, înseamnă că nu a existat, nu putem vorbi despre o stricare a sâmbetei, efectiv ca o intenție, știu eu, o dezintegrare, un atac asupra acestei semnificații de odihnă și de zi sfântă, ci transferarea tuturor sensurilor sabatului spre ziua Domnului. Ne aducem aminte cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, care mustrat fiind că de ce vindecă în zi de sâmbătă, a spus, dar cine dintre voi nu-și duce asinul său sâmbăta să-l adape? Ce este mai important, litera sau Duhul? Litera care ea singură poate să ducă la moarte, pe când Duhul este cel viu care dă sens și dă viață. De aceea, sâmbăta, ziua de odihnă prin excelența evreilor, a fost cinstită multă vreme de apostoli și chiar de creștinii primelor veacuri. Dar rolul principal al sărbătorii, rolul duhovnicesc al sărbătorii sau sensul duhovnicesc al sărbătorii, l-a primit duminica, ca fiind mult mai importantă, pentru că era ziua învierii Mântuitorului Iisus Hristos, decât ziua de odihnă precedentă. Și să nu uităm, chiar în creștinism, noi avem sâmbăta în continuare, o cinstim ca zi de odihnă a celor adormiți și zi de pomenire a celor adormiți. Această odihnă trebuie văzută, cum spuneam și la începutul cuvântului meu, ca pe o odihnă trupească, dar cu o trezire sufletească, pentru că, vedeți, ca și la post, ne ostenim la post, nu mâncăm și nu bem anumite alimente, respectiv băuturi. Dar nu înseamnă că nu punem nimic în loc. Punem mai puțină mâncare, mai puțină băutură și punem în plus mai multă smerenie, mai multă milostenie, mai multă rugăciune. Că altfel rămâne un gol în noi, în inima noastră, în sufletele noastre, care trebuie neapărat, acest gol strigă, dacă vreți, după Dumnezeu și trebuie umplut cu prezența lui Dumnezeu. Ați menționat mai devreme două evenimente din Sfânta Scriptură
care s-au petrecut duminica, respectiv în prima zi a săptămânii, și anume cinzecimea și răpirea în Duh a Sfântului Evanghelist Ioan. De ce s-au petrecut oare ele tot duminica și fără a depăși cadrul discuției noastre și a intra în, știu, în tărâmul speculației teologice, a fost vorba doar despre o coincidență? Nu, n-a fost decât o simplă coincidență, pentru că ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, atunci când răpit fiind a primit harul lui Dumnezeu și misiunea de la Dumnezeu de a ne transmite învățătura despre eschatologie, despre sfârșitul veacurilor, ca duminica fiind zi a Domnului, în sensul că este un prezent continuu. Ziua 8-a este ziua în care se vorbește de împărăția lui Dumnezeu, de a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos și de judecata sufletelor și apoi despre viața veșnică. Pe de altă parte, ziua cinzecimii avea, pe de o parte, legătură și cu o tradiție a Vechiului Testament, vorbim despre sărbătoarea corturilor, care este o reactualizare în creștinism a harului și a planului Dumnezeu de mântuire a lumii, iar pogorârea Duhului Sfânt asupra apostolilor este, dacă vreți, încununarea întregii perioade în care Dumnezeu a încredințat pe oameni despre dumnezeirea sa și despre faptul că este a doua persoană, care a doua persoană se ridică la ceruri, se pogoară a treia persoană, continuă misiunea Mântuitorului Iisus Hristos, pentru ca la sfârșitul veacurilor să vină din nou Hristos pe norii cerurilor și să reinstaureze împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Așadar, dacă vorbim de duminică, vorbim de Sfânta Liturghie ca moment culminant al felului în care noi o putem sărbători această zi a Domnului, este cea mai mare efuziune și concentrare de har și de trăire spirituală Sfânta Liturghie. Ce se pierde, Preacucence Părinte, atunci când nu participăm? Pentru că există foarte multă lume care se consideră ca făcând parte din biserică, se consideră fii ai bisericii, iubesc biserica, luptă chiar pentru ea, așa cum am avut această dovadă, să spunem, chiar și în spațiu public în ultimul timp, în legătură cu evenimentele care au înconjurat dezbaterea privind ora de religie în școli. Și cu toate acestea, participarea la Sfânta Liturghie în biserici este destul de deficitară, să spunem, lucru pe care sigur nu-l putem decât menționa și mai cu seamă noi ca duhovnici, pentru că nu este un subiect neapărat de dezbătut public, nici chiar în biserică. Și cu toate acestea, ce se pierde atunci când nu participăm la Sfânta Liturghie, duminica? Mântuitorul Iisus Hristos, la cina cea de taină, a luat materia, respectiv pâinea și vinul, a mulțumit lui Dumnezeu, a binecuvântat-o și a împărțit-o apostolilor. Mult timp după aceasta, acest eveniment, apostolii și urmașilor au făcut același lucru. Până când, la început, Sfântul Vasile cel Mare, apoi Sfântul Ioan Gură de Aur, au rânduit niște liturghii, un complex de rugăciuni, tocmai pentru a uniformiza textul și tocmai pentru ca toți creștinii, toți urmașii lui Hristos, să participe la aceeași Sfântă slujbă, la aceeași Sfântă Liturghie, care sigur are mijloc, vorbesc de Liturghia Sfântului Vasile cel Mare și Sfântului Ioan Gură de Aur, prefacerea, sfințirea pâinii și a vinului în trupul și sângele Domnului. Dar trebuie să conștientizăm că nici numai simpla prezență la Sfânta Liturghie, simpla participare sau neparticiparea stând acasă, ne aduce mai aproape de Dumnezeu. Pentru că, vorbim de neparticipare aici la Sfânta Liturghie, este ca și la rugăciune. Sunt foarte mulți care ne spun, lăsați că stau eu acasă, mă rog foarte bine și de acasă, ce să mai vin până la biserică? Este vremea rea sau poate este aglomerat sau poate, eu știu, între timp mai fac și altceva. Este același lucru. Cine îi spune omului aceluia când greșește? Este el suficient de întărit încât să spună, cu siguranță rugăciunea mea a fost bine primită în fața lui Dumnezeu? Nimic nu se poate compara cu Sfânta Liturghie. Nimic nu îndulcește
lipsa de la Sfânta Liturghie. Pe de altă parte, cei care vin la biserică, dar vin cu totul și cu toate alte scopuri, din obișnuință sau să vadă ce mai e nou, să mai întâlnească cu vecinii, cu prietenii și așa mai departe, pierd sensul adevărat al Sfintei Liturghii. Pentru că sensul adevărat al Sfintei Liturghii este cinstirea lui Dumnezeu și împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Dacă creștinii noștri decât sunt acolo în biserică, dar nu participă, nu conștientizează că ei înșiși sunt copărtași la ceea ce se întâmplă acolo sau coslujitori cu noi la acea mare taină care se întâmplă în Sfânta Biserică, pe Sfânta Masă, la Sfânta Jertfire, nu reușesc să fie cu adevărat pătrunși de fiorul duhovnicesc, dumnezeiesc, care este primit sau poate să fie primit la Sfânta Liturghie. De asemenea, dacă decât participă și nu se împărtășesc și ne împărtășim numai noi, clericii, iarăși Sfânta Liturghie nu este în întregime primită așa cum trebuie de credincioșii noștri. Sfânta Jertfă se întâmplă, se află pe Sfânta Masă, noi ne împărtășim, dar și credincioșii și ceilalți trebuie să conștientizeze că sunt împreună slujitori cu noi. Și atunci, abia atunci, Harul lui Dumnezeu lucrează cu adevărat în fiecare dintre noi. Sigur, nicio rugăciune nu este lipsită de importanță în fața lui Dumnezeu, iar Dumnezeu răsplătește fiecăruia după osteneala sa. Dar trebuie să conștientizăm cu toții că biserica, trupul tainic al lui Hristos, suntem toți, și preoți, și diaconi, și ierari, dar și credincioși. Fără unul dintre aceste elemente, biserica nu este întreagă. Iar când unul dintre mădulare suferă, suferă întreaga biserică. Și asta trebuie să conștientizeze creștinii noștri, că rolul fiecăruia dintre ei este foarte important în acest angrenaj, care înseamnă biserica lui Dumnezeu. Și dacă unul dintre ei nu vine la biserică sau nu se roagă cum trebuie, întregul trup al lui Hristos, întreaga biserică suferă. Ori, trebuie să participăm cu toată dragostea, cu toată deschiderea sufletelor noastre, cu toată dorința noastră de a fi bine plăcut lui Dumnezeu, dar și cu nădejdea că Dumnezeu vede osteneala fiecăruia dintre noi și ne rânduiește fiecăruia așa cum crede El că avem nevoie și ceea ce crede El că avem cu adevărat nevoie pentru mântuirea sufletelor noastre. Cum să petreacă o familie o zi de duminică? Pentru că multe lume invocă timpul liber, așa cum se dezvoltă deja această noțiune mai nou, concediile, cumpărăturile, poate chiar participarea, spun unii, la botezul, la nunți și așa mai departe. Cum se petrece duminica creștinește? Nu sunt o persoană foarte în vârstă și nici nostalgică după alte vremuri, dar mi-amintesc cu drag de perioada copilăriei mele. În primul rând, în fiecare duminică, bunicii mei treceau pe la casa noastră și ne spuneau: Dumnezeu să vă ierte păcatele, și plecau la biserică. Ei, fiind mai în vârstă, plecau primii la biserică, urmam noi, cei mai tineri și apoi cei mai mici. După aceea, după ce ne întorceam de la biserică, era masa familiei. Când ne strângeam cu toții la masă, familia sau și câțiva invitați, câțiva prieteni, spuneam rugăciunea, ne așezam la masă și după aceea, după masă, era continua sau era cu adevărat ziua de odihnă. Mi-aduc aminte și cu siguranță știți și dumneavoastră sau citim lucrurile acestea că multe, mai ales în satele de la țară, după duminică, după Sfânta Liturghie, era ora satului. Că oamenii se destindeau, se bucurau. Așa se puneau la cale nunțile, se afla despre botezuri și se discutau, eu știu, problemele societății sau cel puțin al spațiului respectiv. După 90 au început, după această goană a petrecerii timpului liber, care considerăm că este din ce în ce mai puțin, timpul este din ce în ce mai scurt, au început alte ispite, să le numesc așa. Până oară, sâmbătă seara, tinerii trebuiau neapărat să meargă să socializeze, să meargă la discotecă, să meargă la club, unde să meargă să stea până dimineața. Mai pot ei să meargă oare a doua zi la Sfânta Liturghie? Cu siguranță nu. Sau se spune copilul trebuie să se odihnească duminică dimineața. Lăsați-l să doarmă până mai târziu, care teme de făcut este foarte ostenit. Considerând că această odihnă trupească este suficientă atât pentru încărcarea bateriilor pentru săptămâna care urmează, cât și să-și creeze un confort interior.
nimic mai fals. Nu poți să fii în păcat cu tine însuți, când nu ești în păcat cu Dumnezeu, când nu ești în păcat cu semenii, când nu ai o armonie în familie. Mai nou, în ultimii 10 ani, decât cu această febră a hipermarketurilor, duminica este ziua de cumpărături. Când toți spun că duminica trebuie să mergem la cumpărături, și mai mult decât atât, am văzut în concediu, fiind și în alte părți decât în București, când duminica dimineața sunt inclusiv reduceri pe la hipermarketuri, tocmai ca să atragă să-și atragă cumpărătorii. Sigur, nu trebuie să cădem nici în cealaltă extremă, cum sunt în anumite țări, și vorbesc în special în cele ortodoxe, poate un pic mai radicale decât este țara noastră, cu închiderea hipermarketurilor și a tuturor instituțiilor, vorbesc aici și de teatre și așa mai departe, în ziua duminicii. Trebuie să fie o dreaptă chipzuială în toate. Noi trebuie să știm că menirea noastră de creștini este ca duminica să mergem la Sfânta Liturghie. Să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, să ne împărtășim din cuvântul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. După aceea, duminică după amiază, avem timp pentru toate, și pentru cumpărături, și să mergem să socializăm, și să mergem la teatru, la film, și în alte părți, la iarbă verde, sau, eu știu, la plimbare în parc, conștienți fiind că trebuie să punem pe Dumnezeu înaintea tuturor. Așa cum spunem că tot lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu, inclusiv în ziua de așa numită odihnă, deși am spus mai devreme că e vorba de o odihnă trupească, dar de o lucrare spirituală pe care trebuie să săvârșim duminica, să punem în primul rând cele lui Dumnezeu, relația noastră cu Dumnezeu, rugăciunea, convorbirea noastră directă cu Dumnezeu, și apoi, având acest confort al relației cu Dumnezeu, putem să le facem și pe celelalte, și ale familiei, și ale trupului, și ale, eu știu, socializării cu ceilalți. Deci, ca o concluzie, dacă îmi permiteți, duminica, chiar dacă este considerată zi de odihnă, sau de mare parte dintre creștinii noștri, chiar și așa trebuie să o punem, în primul rând, în relația noastră cu Dumnezeu. Participarea la Sfânta Liturghie, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, și după aceea, în comuniune cu Dumnezeu, cu sfinții și cu toți ceilalți semenii ai noștri, după aceea putem să ne îngrijim de toate celelalte lucruri, pentru ca lunea să putem să începem săptămâna de lucru împăcați cu Dumnezeu și cu noi înșine. Preacucenice, Părinte Protopop, cu siguranță această discuție merită continuată. Vă așteptăm și altă dată pentru a ne împărtăși din semnificațiile duhovnicești ale sărbătorii duminicale, a ceea ce trebuie să facem pentru a o trăi mai profund, mai autentic, pentru că poate că ne-am îndepărtat prea mult în ultimii ani în viața noastră de trăirea pe care au avut-o, iată, înaintașii noștri, și vă așteptăm și data viitoare. Vă mulțumesc foarte mult, cu mare drag. Dragi telespectatori, aceasta a fost discuția noastră de astăzi. Vă așteptăm data viitoare. La revedere!